Înainte de dubla cu Steaua, patronul echipei Astra Giurgiu, Ioan Niculae, împreună cu președintele clubului Dinu Gheorghe, le-a organizat jucătorilor o petrecere într-un club din capitală. Fotbaliștii au fost însoțiți de soții sau iubite și au avut parte de câteva ore de relaxare, voie bună și multe surprize. Unul dintre plăcutele momente ale petrecerii a fost sosirea tortului, o surpriză dulce în formă de teren de fotbal. Pentru Astra acum este o perioadă bine meritată de relaxare, pentru că imediat după meciul cu Steaua de la Giurgiu, elevii lui Isăila au intrat într-o mini-vacanță după un sezon intens, început în preliminariile Europa League. Totuși, deși Astra a încheiat cu bine acest sezon, atacurile la adresa Stelei din partea lui Ioan Niculae continuă. Acesta a declarat recent că s-au făcut greșeli foarte mari de arbitraj în favoarea Stelei, pentru că nicio echipă din primele șase nu a beneficiat nici măcar de un sfert din greșelile de arbitraj care au favorizat echipa lui Regheca. Niculae a mai spus că Petrolul este mai valoroasă decât Steaua din punct de vedere al lotului, dar Steaua are mai multă experiență plus atuul așa zisului conducător de club. Acolo sunt jocurile de culise, a declarat Ioan Niculae pentru Dolce Sport.